Mereu să spargem. Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri. Din foaia de prezență semnată dumneavoastră, constată prezența unui număr de 15 consilieri din funcție, dintre care doamna Stanciu, domnul Farin Salim și domnul Chiriac Marian Online. Consiliul local este întrunit în ședință legală constituită și își poate desfășura lucrările. Ați primit materialul de ședință și procesul verbal al ședinței anterioare pe care îl supun la vot din 12.02.2024. Voturi pentru. Împotrivă? 15. Se abține cineva? Deci 15 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Dau cuvântul, doamne președinte, Sandu Lunăla. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna secretară. Bună ziua, dragi colegi. După cum ați spus documentele privind ședința ordinară de astăzi, 29 februarie 2024, cu permisiunea dumneavoastră, voi da citire celor 4 proiecte pe care le-am primit pe ordinea de zi și avem și o suplimentare de încă 5 proiecte. Și voi începe cu proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind actualizarea statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Sascurt de Subacă. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aderarea comunei Sascurt la Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala județului Bacău. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și prestațiile financiare excepționale. Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Sascurt pe anul 2024, sursa E. Supunem la vot cele 4 proiecte. Voturi pentru. Împotrivă. Se abține cineva? Sunt 15. Și voi da citire celor 4 puncte suplimentare, 5, pardon. E vorba de proiect de hotărâre privind modificarea parcelei numărul 14 din 12.02.2024 privind bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Sascurt pe anul 2024 și estimările pentru anii 2025, 2026 și 2027. Proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind dreptul de uz și servitute cu titlu gratuit în favoarea SC Delgaz Grill SA asupra suprafeței de 114,80 m pătrați teren, aparținând domeniului public al comunei Sascurt de Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptul de uz și servitute cu titlu gratuit în favoarea SC Delgaz Grill SA asupra suprafeței de 112 m pătrați teren, aparținând domeniului public al comunei Sascurt de Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptul de uz și servitute cu titlu gratuit în favoarea SC Delgaz Grill SA asupra suprafeței de 79 metri pătrați, aparținând domeniului public al comunei Sascurt de Bacău și proiect de hotărâre privind aprobarea dreptul de uz și servitute cu titlu gratuit în favoarea SC Delgaz Grill SA asupra suprafeței de 9 metri pătrați teren, aparținând domeniului public al comunei Sascurt, județul Bacău. Supunem la vot 5 proiecte suplimentare. Cine este pentru? Împotrivă. Deci 14 pentru abținere. Mulțumim. Voi da citire primului proiect de pe ordinea de zi și anume e vorba de proiectul de hotărâre privind actualizarea statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Sascurt, județul Bacău. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții dacă sunt, dragi colegi. Domnul Apostol, vă rog. Esența proiectului este clar, actualizarea pozițiilor rămase vacante după plecarea titularilor de post sau ocuparea unor posturi care erau vacante până acum. Ce aminteam? Așa cum este formulat proiectul, rezultă că tot personalul, toată structura de personal din executivul Sascutului se regăsește în subordinea primarului. Ori nu este așa. Avem compartimente distincte care se subordonează fie Consiliului Local, cum ar fi SPCLEP-ul, cum ar fi Serviciul Public de Apă Canal, care nu are ce căuta în structura de specialitatea primarului. Nu? Ele sunt la prima, dar măcar individualizate în statul de funcții. Păi sunt pe... Sunt, am văzut, dar așa cum sunt formulate, așa cum sunt formulate și trecute în proiect, rezultă că tot executivul este în subordinea primarului, direct. Ori nu este așa. Structura sau schema de personal, o știți foarte bine, că dumneavoastră ați făcut organigram de funcții. Și atunci, dacă vorbim de aparatul de specialitate al primarului, vorbim doar despre cei care sunt în subordinea primarului. Aparatul propriu, mai aparatul propriu, da. Și atunci,
Nu avem ce să căutăm acolo cu serviciul public de altul canal, nu avem ce să căutăm acolo cu SPCLEP-ul. Mi se pare că și din ordinul prefectului, din ordinul prefectului sunt și alte compartimente. În aceeași structură. Statutul de funcție să fie toate prinse. Inclusiv dacă sunt sau nu sunt în subordine, statutul de funcție este al comunii. Să repet cum e definit proiectul. Actualizarea statului de funcție a aparatului de specialitate al primarului. Așa este. Trecut. Găsiți o altă formulare astfel încât să rezulte că se modifică prin hotărâre de Consiliu doar aparatul de specialitate al primarului și cele și celelalte structuri. Mulțumesc. Dacă vreau să discute, domnul Iante? Vreau și o întrebare. Deci s-a divizat din fosta structură IGCL-ul ăsta, IGCL. Și s-a plecat o aripă în aparatul propriu al primarului, da? În structura subordinea directă a primarului. Cealaltă parte. Era. Nu, din IGO. Eu vorbesc doar din IGO. Da? Serviciu. Era tot. Și s-a separat, s-a făcut, a rămas o bucată. Care este forma juridică a celelalte bucăți? Nu a bucății care a rămas în structura aparatului specialitate de primar. Cealaltă parte. Serviciu fără personalitate juridică. E serviciu gospodărie. Care e termenul juridic în baza căruia a fost spate? Asta nu înțeleg spacului. Deci nu o spun cu nicio răutate, doamne ferește. Vreau să înțeleg și eu că am întrebat colegii, nu știe nimeni, că a fost discutat. Și băi, chiar n-am înțeles. Cealaltă parte, deci partea care a rămas la IGO. Care este temeiul juridic în baza căruia s-a înființat? Asta n-am înțeles. Este în subordinea Consiliului Local. Dar care e temeiul juridic? În baza ce? Legea 31. În baza a ce s-a înființat? Ce legiu juridic are acest serviciu? Asta e permiterea mea, cum ne-ai explicat. Și n-am înțeles, nu e o chestie de răutate sau de campanie sau de politică sau de... Doar vrem să știm, e în subordinea noastră. Este pe legea 31, ar trebui un consiliu de administrație. De cine este condus? Care este forma de conducere a ei? Cum sunt angajați oamenii de acolo? Concursurile sunt blocate acum. Managementul, de cine este asigurat? De un director, de un manager? Pe legea 31 ar trebui angajat exact cum se angajează managerii spitale. Vreau să ajut, deci nu pun aceste întrebări doar ca să mă apun treabă sau să fac acum campanie, doamne ferește. Vreau să reglementăm lucrul ăsta să fim în formă legală. Mulțumesc, dar aș vrea că nu răspund, dar puteți să-l aveți. Să ne-l dați, de fapt. Și dacă mai aveți un exemplu, mai este și în localitatea X același gen de serviciu. Adică forma juridică mă interesează. Mulțumesc. Este un serviciu public înființat în subordinea Consiliului Local, cu personalitate juridică, are fui luat de la finanțe. Da. Păi și de ce examenele sunt date în subordinea viceprimarului sau primarului? Sunt date, nu au fost date în subordinea. Așa apare în proiectul de hotărâre. Nu știu la ce vă referiți. În care proiect? Primul proiect de pe ordinea de zi. Apare acolo dispoziția cutare, examen și s-a mutat pe post. Dar ce legătură are viceprimarul și nu înțeleg. A fost de transfer, în momentul în care au fost transferurile făcute. Nu, proiectul de ordinea de zi. Că el, ca și funcție, apare în statul de funcții, serviciu. Că sunt funcții în subordinea Consiliului Local. Păi, dar noi n-am fost informați. Dacă și concursuri, nu se numesc prin... Funcțiile nu sunt numiți prin dispoziția primarului. Dar primăria ține concursurile, asta vreau să... Asta reiese. Cu domnul Gelu Gălățeanu? Nu. Nu? Nu. Păi, în documentația la proiect... Este raportul făcut de domnul Gelu Gălățeanu, care nu face parte în acest serviciu. Era concurs la serviciu de gospodărire comunală și locativă, care este în subordinea Consiliului Local. Și acolo, da, într-adevăr, se țin concursurile de către aparatul de specialitate al primarului. Și este numit la dispoziția concursul. Da, adică se supună și nouă, atenție, dacă este un serviciu care e în subordinea Consiliului Local. Era un post vacant de șef serviciu, dacă la asta vă referiți. Da. De șef serviciu. Vacantat către Consiliul Local. Prin
transferul domnului fluierarul Gheorghiță în cadrul SPAC-ului. Doamna secretară, tot este care este termenul juridic, domnule? În baza ce lege s-a înființat acest serviciu? Asta e problema. În baza ce? Care este termenul juridic? În baza care s-a înființat acest serviciu? Adică să știm ce formă juridică are. Este un ESA, un piațiune, suntem un... Este un serviciu public înființat în subordinea cu personalitate juridică. Păi, este un Este ordinul 88, regulamentul cadru prevăzut de... Modelul ăsta plănesc și l-ați luat la o localitate din România, nu? Mai dați-mi o localitate unde este aceeași formă juridică ca la noi. Ca să înțelegem și noi cum funcționează. Potem? Da, cred că și Nicolae Bălcescu, Podul Turcului, Asău, dar temeiul juridic care? Legea 31? Legea 31? Nu, nu merge pe legea 31. Deci trebuie să fie socialat de pe acțiune SRD sau ceva, da? Dar nu este logic, doamna. Eu asta nu înțeleg. Deci nu e nici neapărat că propria primarului, sub ordinea lui direct. Era o teie. Consiliul local. Era Consiliul local și Consiliul local cum? Cum are control asupra? Cum? Exact. Nici n-a fost întrebat. Eu sunt o cămilă. Am crezut că s-a rezolvat ceva de către primării. Știu când era domnul administrator Luca. La când era domnul administrator Luca. Aveți la municipiul serviciu pe soldat juridic aveți. Sigur că da. Consiliul de administrație. Consiliul local. Și Consiliul județean are. Bun, dar nu sunt societăți pe acțiuni sau altceva. Nu, e societate pe acțiuni. Nu. Aia e altceva. Pentru dar sunt subordinea Consiliului Local. Da, dar dacă sunt subordinea Consiliului Local. Dar aici este o organigramă separată a Consiliului Local. Înțelegeți? Nu este o societate pe acțiuni care este subordonată Consiliului Local. Acolo vă trebuie Consiliul de Administrație. Aici, prin hotărârea de Consiliul Local, în care am numit... Care domnul, e termenul juridic? Pe ce în baza aceea? V-am spus pe care? Ordinul 88, nu știu de către... A fost în poetic hotărârii care s-a făcut serviciul de gospodărie local, ați avut... Acolo și termenul juridic și tot. Vă dați seama că nu poți să țin non-stop. De la nivelul municipiului 4. Vă dau un exemplu. Vă dau un exemplu concret. Avem SMU. Care tot la fel, Consiliul de Administrație, ambele sunt. Deci noi, dacă sunt sub autoritatea noastră, Consiliul Local, este firesc să aibă un Consiliu de Administrație, votat și ales. Cine aprobă? Vreau să nu înțeleg. Ce formă juridică de asta? La fel funcționează și la fel om. Fără răutate, că nu scopul răutate. Aia simt, fiind legal. Asta zic, da, e ceva nou. Este legal. Eu tocmai de asta vă spun. Aveți o persoană pe care ați numit-o din Consiliul Local, care ați votat-o, domnul Constantin Gheorghiță, care ați votat-o ca să se ocupe de serviciul ăsta, pe perioada de 6 luni până când se va da examen sau se va numi din nou, da? Și dânsul este delegatul Consiliului Local care se ocupă de acest serviciu. Domnul primar, am înțeles de la colegi, acum, înainte de a începe ședința, că s-a dat un concurs. Nu s-a dat niciun concurs, a fost numită de către Consiliul Local prin vot. Domnul Constantin Gheorghiță. Nu, nu, afară de el. Am înțeles că l-am făcut. Nu s-a făcut niciun concurs. S-a făcut un concurs. Băi, zic, poate... Pe site-ul primăriei este afișat. Da. Rezultatul la un concurs pe postul de... Știu că postul de sunt blocate. Păi, haideți să înțelegeți. Da, păi, tocmai n-ați întrebat exact ceea ce... Acum, dar am înțeles ce vreți noastră să vreți. Asta m-a spus doamna secretar. A fost un concurs pe postul de șef serviciu de gospodărie locală, care e cu totul altceva decât serviciul de apă și canalizare. Serviciul de apă și canalizare a fost smuls sau rupt din serviciul de gospodărie locală și a fost dus către Consiliul Local prin altă organigramă. Da? Serviciul de gospodărie locală, care se ocupă din utilaje, spații verzi și absolut tot ce mai rămâne, clădiri și tot ce mai are Consiliul Local în subordine, a rămas cu un post vacant, prin da. Postul pe care l-a avut domnul Floieraru. Dar ea SPAC-ului sau nu? Nu. Este serviciul de gospodărie locală în cadrul organigramei primarului. Ăla care a fost postul, da? SPAC-ul este serviciul de apă și canalizare, care nu a avut niciun concurs până în momentul de față. Nu a fost niciun examen până în momentul de față. Fost numit Constantin. Prin mutarea domnului Fluieraru, care a fost șef de serviciul de gospodărie locală la serviciul de apă și canalizare, a rămas postul vacant. Postul a fost scos la concursul ulterior, fiind în organigramă primarului.
Ați făcut memorandumul la minister și s-au aprobat ca să dea concursul ăsta, nu? Da, prin postul mic s-a putut scoate la concurs, a fost la acordul Arapului și s-a scoate la concurs. Da, dar nu poți să-l scoți la concurs, da? Deci de aia a fost scos la concurs postul. Posturile unice pot fi scoase la concurs. Anapul, trimiți către Anapul, Anapul îți dă răspunsul și scoți la concurs. Deci în organigrama primăriei nu mai este șef serviciu. Este este mai este alt șef serviciu? Nu, ăla este care a fost. Dar este singurul, da, e postul. Da, dar ăla este un șef serviciu, nu-i postul. Deci, este postul. Șef serviciu SGCL, corect? Da, serviciu de gospodării local. Care nu mai are nici ordine și apa și canalizarea care a fost mutată către Consiliul Local prin cealaltă serviciu. Concursul ne-a înmulit, adică cel puțin din punct de vedere juridic eu. Dar cu societatea încă nu mai am. Nu-i societate, este serviciu de apă și canalizare al Consiliului Local. Nu mi-a dat de mine juridic. Legea 51/2006. Legea 51/2006. Da, 241/2006 și regulamentul cadru ordin 88/2007. Nu poate să-ți da. Puteți să dar reprimiți pe e-mail, domnul consilier, puteți pe e-mail, puteți citi, chiar dacă ți-ți spuneam. Și ați intrat online la rog, dacă vă aminte. Dar puteți vedea că și acum, dacă mergeți pe e-mailul dumneavoastră, găsiți materiale de ședință din momentul când a fost făcut pe... Legea 51/2006. Statul, scrieți și găsiți. Repetați, doamna secretară, încă o dată, că vrea să notezi colegul. 51/2006. Legea 51 a spus? Da, 2006. Dacă nu mai sunt discuții, vă rugăm să supunem la vot proiectul numărul 1. Voturi pentru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, împotrivă. 1 împotrivă. Se abține cineva? Deci 14 voturi pentru, 1 împotrivă. Mulțumesc să abține. Mergem mai departe. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aderarea Comunei Sascurt la Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala de Bacău. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2? Favorabil. Comisia numărul 3? Favorabil. Discuții? Domnul Apostol, domnul Costea? Da. Dumneavoastră, haideți. Am înțeles din material că trebuie să facem parte din această procedură. Întrebarea este, noi contribuim cu niște sume comune, nu? În da. Vorbeam și cu domnul Apostol. Da. Pot să spun domnul. Da. Vă spun o propunere pentru ce sumă unde vreți să ne cumpărăm. Deci, propunerile noastre. Da, domnul Sără. Între 4.000 și 4.000. Unde vreți să ne situăm? Așa. Asta era întrebarea. Deci, sumele care... Vreți face propunere unde e la suma la care să ne cumpărăm. Cum să facem propuneri pentru acest... Da, domnule. Asocierea cu această organizație de ajutor umanitar numită Crucea Roșie, o apreciez personal și o găsesc benefică, o găsesc utilă. În condițiile în care am început să trăim într-un mediu de insecuritate geopolitică, strategică, militară, ziceți-i cum vreți, și organizația de Cruce Roșie nu are o limită de acțiune teritorială, se întinde la nivel internațional alături de o altă organizație, dacă știți, Semiluna Roșie, acționează atât în situații de pace, cât și de război, calamități, situații de urgență și așa mai departe. Faptul că trebuie să contribuim cu o cotizație destinată funcționării acestui serviciu, o găsesc ca o datorie de onoare și cred că trebuie să nu ne punem problema unei sume duse la minim. Pentru că acolo, la Crucea Roșie, sunt materiale stocate, sunt echipamente medicale, mijloace auto, personal care trebuie remunerat și așa mai departe. În situația în care vom fi puși să fim noi beneficiari ai serviciilor acestei organizații, abia atunci vom înțelege utilitatea. Deocamdată, teoria este că la ce să ne mai asociem și cu o astfel de organizație. Dar vremurile pe care le trăim, și credeți-mă că nu pot să spun că sunt chiar neinformat, ne obligă cumva
să ne asociem cu o astfel de organizație pentru sănătatea și siguranța noastră. Suma propusă este acolo într-o plajă. Da. Bănuiesc că este propusă de către Crucea Roșie, da, nu da, o stabilim da, noi, da, raportat la numărul de locuitori. Și vă propun ca suma să fie cea din dreapta, plafonul maxim. Da, asta sunt și alte propuneri. Dacă mai sunt și alte discuții, atunci punem la vot această sumă, da? Cu amendamentul domnului consilier Apostu, ca suma acestui serviciu, da? Să fie cotizația să fie maximă de 4.500. Să punem la vot, dacă sunteți de acord, cine este pentru? Mulțumesc, în totul vă cred că nu sunt nici alții, 15.00. Mulțumim frumos. Și cum se zice să fie pagem. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru acordarea moratoriei de urgență, precum și prestațiile financiare excepționale. Comisia numărul 1. Favorabil. Numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții, dacă sunt aici. Domnul primar să prezinte un pic proiectul, pentru că este de interes pentru cetățenii care sunt într-o situație dificilă și cei care se uită la noi trebuie să înțeleagă și ce votă. Da, este vorba despre ajutoare de urgență care se pot acorda la, de către primarul comunei la votul Consiliului Local pentru proiectul de hotărâre. Așa cum știți, în situații extreme, ajutoare de înmormântare, ajutoare de incendii în funcție de situații, calamități și alte situații, premii care se pot acorda la sfârșit de an și premii. Acolo aveți la ajutoare de urgență pentru o mormântare, pentru este o plajă care se poate întinde în funcție de cheltuielile care sunt și vorba de persoane care pot beneficia, cele care primesc de la Casa de Pensie prin lege, nu mai pot beneficia de către ajutorul prin Consiliul Local. Dar despre acest aspect și vorba cu mențiunea, dacă îmi permiteți, să înțeleagă cetățenii că sunt banii comunității, să nu se mai meargă pe ideea... Banii de bugetul Consiliului Local, așa, da? Și sunt aprobați de către Consiliul Local și prin votul Consiliului Local ei pot fi acordați de către primarul comunei Sascut în funcție de situații de care sunt. În aprobarea Consiliului. Nu sunt banii personale cuiva, sunt banii Nu sunt banii personale a primarului. Exact. Și toți banii care sunt, sunt banii bugetului Consiliului Local. Doar că ei sunt la... dispoziția primarului până la anumită sumă pe care le poate acorda prin dispoziție de primar. Dar toți banii bugetului local sunt la banii comunității care sunt repartizați de către noastră ca și consilieri. Prin formarea bugetului la început de an, prin aprobarea tuturor proiectelor de hotărâri și de situațiile pe care le avem atunci când avem nevoie în comun. Există vreun regulament de acordare a acestor ajutoare? Da, există regulament. Nu cel care este derivat din lege. Că acolo, la materiale de ședință, practic s-a copiat legea. Ele ar trebui particularizate, adaptate la sistemul nostru, la comuna Sascut. Și atunci, dacă le adaptăm aceste situații, poate că ar fi bine să se emită un regulament cu niște situații clare. Pentru că acolo... Nu criteriile, regulamentul, procedura. Procedura. Vine omul cu documente, exact. Factura, inclusiv plafonul de competență al primarului, plafonul de competență al Consiliului Local, situațiile care pot să genereze aceste decizii. Și aceste ajutoare pot fi acordate în funcție de banii care au fost prinși la început de an în buget. Dacă ele, ca și ajutoare, sunt mai multe decât suma prevăzută în buget, ele nu mai pot fi acordate până la următoarea rectificare de buget în care putem aproba bani, dacă sunt la buget, să repartizăm în capitolul respectiv. Deci, oamenii trebuie să înțeleagă că la început de an să prinde o sumă, cum ați notat-o, pe buget, care acea sumă va fi folosită special pentru aceste ajutoare. În cazul în care sunt multe solicitări de la început de an și consumă banii, până la a șasea, când putem să facem a șasea, a șaptea, când putem face următoarea rectificare de buget în care mai putem acorda, nu mai pot fi aprobați de către primar dacă nu sunt bani în buget. Dați-mi voie, supun atenție următoarea speță. Sunt persoane care la un moment dat
eu nu sunt mulțumite de răspunsul dat de către primar. Aș dori să adăugăm în condițiile de eligibilitate și posibilitatea sau cetățeanul să fie înștiințat. Că dacă este nemulțumit de refuzul primarului, se poate adresa Consiliul Local. Să știe că are acest poate drept. Poate să se adreseze Consiliul Local de fiecare dată când cheltuielile sunt mai mari decât cele pe care le poate acorda primarul prin dispoziție de primar. Poate să adreseze Consiliul Local și Consiliul Local, așa cum a fost și în situații de anterioare, când au fost incendii care nu erau suficienți bani, cei 5.000 de lei pe care poate acorda primarul prin dispoziție de primar, conform hotărârii de Consiliul Local, și s-au acordat 10.000 sau 15.000 în funcție de votul Consiliului Local. Deci, dacă persoana respectivă consideră că sunt insuficienți banii care îi poate aproba primarul, plafonul maxim prin dispoziție de primar, poate să adreseze Consiliul Local și Consiliul Local decide dacă situația pe care o cunosc e interes în acest cheltuială mai mare, dacă are posibilitatea Consiliul Local să poată să finanțeze această situație sau nu. Aceasta este una dintre situații. Eu mă refeream că sunt persoane care consideră decizia privată uneori ca fiind subiectivă. Bun. În această situație, cetățeanul trebuie informat. Dom'le, eu consider că nu te încadrezi. Dacă ai ceva nemulțumire, fă o solicitare Consiliul Local spre o analiză suplimentară. Eu așa văd lucrurile corect, ca să nu exagerăm. Da, deci, un cetățean să spune că vine și are nevoie de un ajutor. Bun. Depune o cerere, în baza legii, cu acte doveditoare în spate. În urma analizei cererii și anchetei documente de către compartimentul de asistență socială, întocmește un referat și înaintează primarului cu propunerea de acordare sau de respingere. Deci, domnul primar, el verifică, el merge la fața locului, el face ancheta și consiliul și ulterior, prezentă... domnul primar întocmește dispoziția de acordare sau de respingere. Iar în dispoziție are și posibilitatea să acționeze în instanță pentru acordare sau pentru respingere. Da, nu trebuie să plimbăm cetățenii în instanță. Eu cred că trebuie să informați că dacă e un caz mai special, se pot adresa Consiliul Local. Sunt informați. Cu siguranță că sunt informați. Asta când vin și le se explică. Am să spun de ce trebuie procedura stabilită printr-un regulament? O cale de atac, să o numim în ghilimele. Asta este cale de atac, la dispoziție. Nu-i trimiteți la instanță, că știți treaba cu instanță. Da. De joar. Și n-au nici bani de așa ceva. Da, dar este acolo, nu trebuie nici modul de procedare. Deci, cu adeverință, cu cererea, cu da, dacă trebuie să s-a înțeles. Mai foarte bine cum a zis colegul. Da. E normal. Dar noi, de fiecare dată, când a fost nevoie, împreună am acordat unul mai mare decât cele pe care putea aproba primarul în dispoziție. Mulțumim frumos. Dacă mai sunt discuții, supunem la vot proiectul numărul 3. Votul pentru. 15 pentru. Mulțumim. Mergem mai departe. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Sastut pe anul 2024, sursa E. Comisia numărul 1. Comisia numărul 2. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții dacă sunt pe acest proiect? Dacă nu? Câteva explicații prin vorba de pentru școli, pentru că au venit banii care trebuie alocați și au venit mai târziu decât am aprobat noi bugetul și trebuie să revenim asupra bugetului. Am înțeles. Dacă ați înțeles mesajul, supunem la vot proiectul numărul 4. Cine? Votul pentru. 15 pentru. 0, 0. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind proiectul hotărâre pentru modificarea HCR numărul 14 din 12.02.2024 privind bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Sascut pe anul 2024 și estimările pe anii 2025, 2026 și 2027. Comisia numărul 1. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Dacă sunt discuții, dragi colegi. Domnul Ana. Da, vreau să intervin un pic. Am văzut că banii din excedent, nu mai știu că nu am proiectul în față, sunt ăla și nu pot să mă uit pe el, dar din memorie. Banii din excedent au fost distribuiți către diverse obiective, diverse investiții. Parte din ei s-au dus către drumuri, parte din ei s-au dus către poduri, parte din ei s-au dus la Berești. Pentru Băncești, oare chiar nu s-a putut da încă ceva? Adică?
Păi adică sunt atâtea lucruri cerute de noi la Băncești și s-au dus 3 miliarde, 36 miliarde, dar au fost excedentul. Da, a fost bugetul, dar acum, zic, acum a distribuit excedentul. Nu, s-a distribuit atunci. Atunci s-a distribuit. Și acum... E o îndreptare materială. Da. Deci, excedentul nu s-a dus pe dezvoltare, s-a dus o parte și pe funcționare. A fost greșit. Nu, e vorba de cei 700 de mii. Nu de la serviciul de apă canal. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul numărul 5. Votul pentru? Împotrivă? 15 cu 14. Am spus la început. Două abțineri. Pentru că nu vreau să fiu discreționar, când am mai primit documentele cu 2-3 ore înainte de ședință, am fost la prima națiune, chiar am și părăsit ședința. Astăzi s-a întâmplat la fel. Am înțeles că e vorba de aceiași bani, numai că sunt o îndreptare materială, dar pentru că nu o cunosc, n-am avut timp, am fost la Băncești acolo, nu am semnal și dacă nu o cunosc, n-am luat la cunoștință despre materialele respective, n-am fost să votez în cunoștință de cauză. Da, am înțeles. Mulțumim. Continuăm. Proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit în favoarea frumos să filmați cu domnul consilier, nu numai de dânșe, că și dânșe aici, o să supere, că... I-am plătit noi din buzunarul nostru și probabil din cauza. Dacă sunteți de acord, cu siguranță e bine să votăm cele 4 proiecte, pentru că fac referire la aceeași favoare. Le dăm 4 branșamente și le dăm Deci comisiile sunt favorabile, dar comisia numărul 1 favorabil. Comisia numărul 2 cele 4 proiecte. Comisia numărul 3 favorabil. Și supunem la vot cele 4 proiecte. Voturi pentru, 15 voturi pentru, 0, 0. Dacă suntem la ordinare și de reușită, da, domnul Gărmaș, dacă sunt discuții la diverse, nu vreau să fie cineva la diverse, dorește cineva să... Doamna Marta, cine vrea să vorbească la diverse? Doamna Marta, haideți aici, mergeți acolo în față. Da, domnul... Nu, doamna are și o adresă dacă ați văzut copii ori. Deci, mulțumesc că mi-ați aprobat pasivitatea la această... Sunt publici, vedeți vă aprobim. Vedeți ce credeți cum vreți. Păi, da, dar nu să-mi credeți de-a lor. E dreptul, veniți, nu o zice. Da, de, știi, doamne. V-am mulțumit. Mă cunoașteți foarte bine, foarte multe persoane din sala aceasta. Motivez că sunt fica acestei localități de 75 de ani. Bănuiesc că, din cei ce m-au cunoscut, nu cred că au văzut în urma mea vreo ieșire, vreo dezordine ceva. Am fost toată viața împotriva actelor de vandalism. Deci am ajuns aici, deci și nu este problema mea inițială. Cu câți ani în urmă o fi fost, nu știu, din banii mei proprii, am organizat și am modernizat baia de la grădinița, pe atunci de la Schimeni. Și acum am văzut câțiva tovarăși, care efectiv, care efectiv mi-au umplut sufletul de bucurie pentru faptul că am văzut ca să luăm măsuri pentru organizarea, pentru modelarea acelei clădiri de la Schimeni, care, de fapt, era pe punctul de a se ruina. Da, o să aveți bălăcii acolo, să fie bine. Să fie că nu no, copii. Nu, e adevărat. Moment. Ce am văzut acolo, domnul... Că vin copii, dar... Păi, să fie, dar nu așa ce acte de vandalism. Eu am pus bani, am făcut veceuri, am făcut iubete, am făcut sală, am pus pe jos gresie. Și acum, întâmplător, m-am dus să vedem ce vor să facă acei domni acolo. Am văzut, i-am felicitat, când am intrat înăuntru, ce să credeți? Toate veceurile sparte, toată gresia spartă, toată faianța spartă. Pentru ce? De ce? Pune nou tot, doamne, că acolo o să vină copii.
Păi și dacă o să vină și alea erau făcute, cine a putut să vandalizeze halul ăsta? Acum s-a vandalizat sau înainte? Dar asta eu nu știu când eu acum am văzut. Poate era dinainte, era dinainte problemă. Nu știu, nu s-a văzut, a fost mai prima vară. Erau distruse, nu acum. O intrafic, ce am copii, ca și la policiești, crezi că ce spune. Nu știu, acum să revin la problema pe care o am eu efectiv și vă mulțumesc că aveți răbdare să mă ascultați. În 7 noiembrie 2023 am devenit proprietara unui garsonier care de 20 de ani strâng niște bănuți cum aș fi strâns în pușculiță, în ideea de a-i face ceva proprietatea lui Raul. Cred că toată lumea de aici știți situația în care iese el. Este neglijat complet de tată, dar eu m-am străduit, am cumpărat această garsonieră pe ideea că să-l fac proprietar prin notariat după ce o termin de renovat. Când am luat inițiativa să renovez această locație, nici dacă aș fi fost în nu știu ce țară, nu erau locatarii așa de revoltați. Nu știu, din invidie, din puturoșănii, n-au făcut nimic, nimic. Acum ce am făcut? Am adus un cauciuc și am pus câteva fire de flori. Noaptea mi l-a deslocat. Asta este mania mea de a planta pomi, de a întreține spații liberi, chiar dacă au mai fost și situații când... Asta e salcii, ai pus foarte frumos. Da, dar eu timp am rumână pentru salcii. Că nu m-a ajutat nimeni, eu am tras cu forță să nu se ducă în geam, să nu rupă cablul electric. Ce m-aș fi făcut dacă venea peste cablul electric atât? Cine știe câte blocuri, câte apartamente rămâneau fără lumină. Și eu ce-am zis? Hai să o trag de păr, de păr, să trag tare cu cablul. Am tras, s-a rupt cablul de la jumătate și eu am venit. Puteam veni de asfalt cu capul, puteam veni cine știe cum. Am zis că o să fac un lucru bun. Dacă îmi vezi că vecinii m-au reclamat în fiecare zi și pe la Bacău și nu știu ce și nu știu cum. Și de ce? Am făcut 33 de metri de trotuar. Din banii mii. N-am cerut cel bani la nimeni. Dar și atunci au fost împotrivă. Și de ce am făcut acel trotuar? De la acoperiș s-a ruinat. Am bătrânit. S-au rupt ulucile. S-au rupt și ulucile și sus, cum se cheamă, ulucor. Și plou pe un perete care, din păcate, este al meu. Am vrut să ne urcăm cu ceva acolo sus, eventual și dacă pun eu uluc, și să pun în continuare până jos, uluc să se scurgă apa jos. De unde tot pe peretele meu curge, când nu era făcut trotuarul, a curs și s-a infiltrat în boxă, dar nu o să schimbe nimic, nu m-a reclamat deloc. Iar acum că am vorbit cu domnul Vici, avem un capac de cămin, cred că are vreo 4 ani de zile de când este de la suprafața pământului mai jos, că 70-80 de centimetri. Eu am zis, băi, intră unul cu o mașină, intru eu, intru cât de acum, nu mai sunt în floarea roșie. Sau intră chiar băiețelul, că am început să-l învăț, să grebleze, să-l curădăcele de buruieni. M-au reclamat peste tot vecinii și de ce? Au zis că am dat cu erbicid. În toamnă, după ce am cumpărat garsoniera, am dat cu niște erbicid, așa aveam niște brusturi pe acolo și niște bălării urâte. Am zis, le dau în toamnă, el îi mor și în primăvară să semnă niște gazon și flori. M-au reclamat, m-au terminat psihic, nu mai știu ce să mai fac. Adică eu mă lupt și vreau să punem o floare. Chiar vorbeam și cu domnul primar că dacă sunteți de acord și mă ajutați să împrejmuim 4 metri de teren, să știi rău că acolo este, nu e domeniul public, dar să știi că el acolo cu o sapă, cu ceva, cu greblă, să duce adună, plantează, să știi eu ce-i proprietatea lui. Am vorbit să cumpăr câteva firii de tuia pe care o să-i plantez de așa natură și cu acceptul cărui propria soană din Consiliu, să nu cumva să fie prin pământ un cablu ceva ca să fac vreo minune. Și vreau să fac ceva frumos. Nu mă acceptă vecinii. În fiecare zi mă reclam. De asta spun că sunt împotriva actelor de vandalism și unde spune că e domeniul public. Eu îl cred, dar ce i-am făcut eu terenul ăla din domeniul public? Am adus un urcă de pământ pe care să-l cernim, să săp cu un târnacop cu ceva, să scot piatra de acolo, să împrăștiem pământul ăla, să semăm niște iarbă frumoasă, nu bălării atât.
ei sunt împotrivă, că eu fac, aduc cauciucul. Și domnul Bici a văzut situația cum era. Ca să nu cădem în căminul ăla acolo, am pus un cauciuc, cu tot cu geantă, și deasupra am pus un nailon, deci să nu se ducă careva acolo. L-am găsit luat de acolo, dar ce le-a făcut cauciucul ăla din șat? Mi-a promis domnul Vici, am mai vorbit și cu Constantin, că o să rezolvăm cu acel cămin. Sunt de acord, chiar dacă îi pune și eu mâna, dacă îi pune și bani, sunt de acord să-l facem la nivelul pământului să fie bine organizat și frumos. Că eu, mâine pot să nu mai fiu, nu iau nimic cu mine. Dar să știu că l-am găsat pe Raul așa cum ar trebui. Deci solicitarea dumneavoastră concretă. Să mă lasi, să împrejmuiesc, nu le cer bani, nu le cer nimic și fac ca lumea, frumos, cu gard. Ce cum? Suprafață le cer? Păi cred că sunt vreo 40 de metri pătrați. M-a dus faptul domnul public. Cum? Ce? Mai ales că are copilul cu probleme. Da, dar ce face? Au atâta cerere acolo. Trebuie să fac o braie de hotărâri, trece din matul. Sigur că da, dar eu fac ceva util și frumos, încă ceva. Am pus niște... La care bloc sunteți acum? Aici vă dă de ori unei costiere. Bloțul i-a trebuit să găsească punții. E vorba de apartamentul ăla din interior. În fața spre stadion. La partea aia. La toți, chiar la toți. Dar cred că pentru ăla, doamna a primit. Da. A primit ăla bunul ăla. Are să-și împrejmuiască și chiar a dat frumos. Așa este. Alături, în cont. Deci, în contul spre... Doamna Costa, o secundă. S-a evit ocazia ca în perete cu acel apartament să fie o garsonieră de vânzare. Da, dar am înțeles, eu nu știam unde la care... Acolo. Și în fața acelei garsonieri, vreau să-mi prefumez la fel, am pus niște arbuști de hibiscus. S-a pus și ea de la de cap și ea spus. Știți care-i treaba? Noi acum luăm la cunoștință doar părerea ei. Este bine să știm și părerea celorlalți, pentru că... În comunitatea de acolo nu facem noi ordine. Încetăm acordul vecinilor noastre și... Trebuie discutat cineva de la primărie să meargă acolo să vorbească despre situația asta și apoi hotărâm. Nu fac nimic rău, că pun flori, că nu le place flori. Și au alt ordine. Doamnă, dacă pe acei vecini ai dumneavoastră nu-i convingem că e bine ce faceți dumneavoastră și vor păstra aceeași relație cu toată dumneavoastră, nu vine nimeni să vă păzească dumneavoastră supraviața. Un aspect, am vrut eu să găsesc o soluție, să adună noaptea, pentru că le zvârli mâncare de sus, cu cratiță, cu ceva, le zvârli mâncare jos la prânz, să adună părinții la bădaie. Eu ce să fac? Să păzesc acei câini? N-acum, nu. Acolo sunt cetățeni care au mașini parcate, care au apartamente închiriate. Cam așa e la bloc, da. Da, trebuie să ne gândim la toate nevoile celor de acolo. Dar rău cu un aspect. La asta m-am gândit eu de a rămas fără Monica. Am zis, dacă vine o creangă de aia, de la Salcii, peste o mașină, peste geamurile vecinilor... Mai bine solicitați am aflat că există mașină la nivelul comunii care se închiliază pentru toaletarea copacilor. Dar după ce mi-am toaletat vă propun ca să vină cineva din partea primăriei să facă o evaluare la fața locului ca să știm și noi situația în ansamblu. Foarte de acord. Da? Da. Și părerea dumneavoastră și părerea vecinilor și să vină cu o propunere concretă ca să fie nouă vecinilor. Ei nu știu dacă o să fie de aceeași părere, pentru că de 30 de ani au pus o floare acolo și nu o să fie. Nu putea să nu țineți cont de părerea tuturor. E bine să îi consultăm. Da, da. E bine să fie consultați, pentru că nu putem să facem ordine noi într-o comunitate de locatari. Nu avem. Doamna președinte, sper să nu uitați că am fost comunitate. Da, doamna, s-am înțeles. O să vină acolo cineva la poziția locală, să ia la toți vecinii cu părere și apoi să vină de consul. Păcat că ne confruntăm cu niște probleme grele. Eu vă înțeleg, dar acasă, dumneavoastră, la schinic, știți că ați avut acordul și v-ați îngrădit în fața porții. Da, dar un alt aspect. Dar aici domnul primar, un alt aspect, urât de tot. O venit cetățeanul. Din Schimeni mi-a furat trei dalii care constituiau un poder și pe care nu îl încurca pe nimeni. A furat daliile și le-a dus la el acasă. Trei ani de zile m-a târât la parchet, la poliție. Au scos sute de pozii că așa.
Și în final îmi propune clasarea dosarului că nu există cauza. Deci el a difur din domeniul public. Și încă ceva, am avut documente că le-am cumpărat eu. Până unde se poate aduce mărșăvenia asta? Tu ești alt de polițist să îmi clasez dosarul ca nefondat? Da, cum se poate face? Să încercăm să ne rezolvăm. Să vină acum, să vă domnul Voicu, să vină acum la vecinul noastră. Să ia trimite pe sute de drumuri au făcut, sute de fotografii, nici dacă era crimă, nu venea așa. Și în final nu există cauza. Ferească, Dumnezeu. Acum e altă speță aici, e altă situație. Da, e adevărat, dar este domeniul public, trebuie îngrijit. A venit, să nu-i mai zic cum merită ăla, a smuls daleile cu tractorul și a lăsat așa, parcă era de la Hiroshima șantul. De ce? Cum să-și permită așa ceva? Da, doamna Marea, mulțumim frumos pentru ceea ce ne-ați expus. Cu siguranță se vor lua măsurile necesare și se va găsi o soluție. Mulțumim foarte mult. Alte condiții vă înțeleg. Da. Sunt multe probleme și mă auzam și propunerea domnului că mai trebuie să făcute niște chestii pe la Pătești, pe la Schinei, nici măcar mijlocul satului acolo nu s-a făcut un șanț cu grătar, cu ceva, să vadă că este șanț. Eu tot timpul făceam curat la școală, acum mi-a luat serviciul ăsta, că poate o da Dumnezeu să facem. Hai, sunt de acord. Și zi și noapte. Pentru intervenție să dăm cuvântul, dacă nu mai aveți nimic, nu vă supărați. Mulțumesc și mai. Și succesul era la bacalaureat, că am văzut că ați făcut adrese și la inspectorat. Hai, dar și pe la minister, am scris. Toată noaptea asta. Domnul consilier, domnul Ilie Gheorghiță, mulțumim, doamna Manea. Mulțumim. Doamna președinte. Și domnul apostol vrea să răspundă ceva, da? Nu am. Ați răspuns, da? Mare lucru, doamna. Vreau să profit de prezența camerei ca să le spunem cetățenilor un lucru. Că mulți îmi spun, zice, domnule, vă vedem la ședință, stați să vă uitați pe telefon, fiți atenți la ce se discută. Cetățenii trebuie să știe că materialele de ședință ne sunt trimise online. Am vrut să spun și la ședința precedentă. Sunt trimise online, sunt pe telefonul nostru, pe mail. Noi nu folosim atâta hârtie care însemna niște costuri în plus și atunci sunt pe telefoanele noastre și noi urmărim proiectele de hotărâri pe telefoane. Nu stăm pe WhatsApp sau pe Facebook sau pe altceva. Am vrut să lămuresc pe deodată cum ne trebuie. A doua problemă. Am înțeles, domnule primar, din spusele cetățenilor că ați primis o echipă a fost acolo la Păcești și a măsurat acoperișul dispensarului. M-am bucurat că a fost. Dacă aveți o întrebare, aș vrea să, dacă aveți cunoștință, firma cu care va lucra, cam în ce perioadă o să se apuce de lucrare. Ce ne dă proiectul? Deci tot firma care a pus tablă pe toate cămine, peste tot, nu mă interesează firma, nu mă spun ca să știți cu ce vorba, da? Deci tot și cartea lui foarte lege, tot pe ea a chemat să măsoare, să faci un proiect. Acum, și cum ne dă proiectul, imediat și avem ceva șase, două săptămâni, o lună. Sperăm într-o lună să... Bine, a treia problemă. Dom'le, trebuie să ne hotărâm, trebuie să vedem cum facem. Vom sta cap în cap o săptămână toți în Consiliul Local, în primărie. Doamne, trebuie să facem ceva cu drumul. Vă invit împreună să mergem într-o zi care mai dorește cu dragă inimă, să mergem pe drumul ăla pe față, pentru că după ce, în special partea de mai sus, după ce s-au introdus și apa și gazul metan, sunt crate, îți rup mașina, pur și simplu, cu o mașină mai înaltă ca a mea, mai treci. Oamenii cu mașinile alea mai mici și profită oamenii de situație că știu că vara stau acolo la Pâncești și au venit la mine, băi frate, ai fost, ai mai de când n-ai mai trecut pe acolo. Chiar mă duc în zona aia, pentru că am acolo niște prieteni mai apropiați, dar omul nu te crede. Zice, bă, tu treci cu asta, ta că e mai înaltă, dar trebuie să facem ceva. Dacă nu mă avea bani, pentru că oricum asfaltul ăla care a fost, orice am vrea să punem pe el, nu mai poate fi. N-ai fost să mai rezolvi. Măcar să punem niște piatră concasată, să îmbătătorim puțin îmbătător din ăla pe zona șanțurilor unde au fost făcute traversări. Pur și simplu nu se mai poate. Știți, acum, haideți să vă spun. Am stat și am analizat, m-am uitat și eu, și ca și pe principalul la Păcești, și pe față nu mai spun. Băi, acolo, hai, pe toți mai e, cum mai e, mai ocolești, dar pe față e zare, nu. Eu am zis, haideți să facem un lucru. Eu am văzut că sunt, eu aș iniția o
un proiect de hotărâre sau să inițiem o licitație, vedem ce trebuie, ce e necesar. Am văzut că sunt comuni care mai reușesc să facă aspectul ăsta de lucrare. Faptul că lucrarea ar putea fi făcută reparația asfaltului și să putem să angajăm cheltuiala pentru anul viitor. Deci să nu luăm bani în promot, să scoatem la licitație, dacă este o firmă care vrea să vină să restituiască banii la anul, și să scoatem la licitații materialul proiectului hotărâre prin care să angajăm cheltuiala pentru anul viitor, să facem din bugetul local, să facem și principal să facem și oamenii aia, nu mai suport oamenii. Credeți-mă. Da, eu nu știu cum vă spun dumneavoastră, dar nu au o altă deschidere. Și omul spune, simt oamenii că nu mai rezist. Eu înțeleg foarte bine. Hai să facem ceva, că eu cred că toți colegii o să vină acolo. Pentru că dacă ne ducem cam în toate satele, problemele cu drumurile sunt cam rezolvate. Cel mai prăpăstios drum e ăla de acolo. Eu înțeleg foarte bine. Eu aș face și eu, dacă sunteți de acord. Principală. Eu ocazia asta... De canalizare și asta să facă întâi canalizarea și asta... Canalizarea, despre un proiect de canalizare de apă este pe acostament. Nu se taie asfaltul. Și cât dacă o să fie în anumite curve, să se taie, să spunem, un pic dacă e în rază, depinde cum e situația. Nu se pune canalizarea pe mijlocul drumului cum era cândva, deci pe partea stângă spune că merge apa, pe partea dreaptă merge canalizarea. Se fac furaje subterane și se pune la lista de proprietate cămin de apă, cămin de canalizare la fiecare cetățean. Deci nu ar trebui, conform proiectului, să taie asfaltul. De cât ați văzut și la gaz metan, ei au mers tot pe acostament și la proiectul de apă, dar la gaz metan au mers pe acostament. De cât în anumite locuri în rază, și aș zice că am putea să facem, să inițiem tipul ăsta, dacă sunteți de acord, eu chiar vă cer să... Să spunea Dorea la televizor, să trecem la treabă. Eu, cu ocazia asta, vă supun și la vot, că toți suntem aici cu toții, dacă sunteți de acord ca să inițiez tipul ăsta de procedură și să plătim la... Informații-ne întâi dacă baza legală permite. Baza legală permite. Legislația. Legislația. Se poate să angajezi. Niște lucrările angajate pe datorie sunt mai scumpe decât dacă pe e din de bancă. Exact. Așa s-a procedat, din păcate, și în 2008. S-a turnat asfalt tot pe față, tot pe datorie și ne-a costat de ne-a rupt. Următorul primar care a venit a plătit cu vârf și îndesat. Și domnul apostol cunoaște situația. Și l-aș ruga să ne spună un pic cum stau lucrurile, pentru că eu înțeleg că electoral dă bine, punem asfalt, a rezolvat și problema, împreună dar facem, nu fac numai eu. Și de responsabilitate. Împreună facem. Și se face un proiect de lucrări, deci nu se poate... Se bagă costurile. Da, se bagă costurile și atunci decideți împreună dacă vreți să facem sau nu. Deocamdată să supuneți la vot dacă suntem de acord cu procesul acțiunii. Dar vreau să veniți și să vă zic că cine nu-i de acord. Păi, dar cine nu-i de acord? Domnul primar a întrebat. Eu am zis că sunteți de acord să inițiem asemenea procedură. Ne permitem, o facem, nu ne permitem. Dacă nu, trebuie să dăm proiect de hotărâre dacă facem lucrarea asta sau nu. E doar un acord care greșește tuturor. Dacă nu, de treaba asta sau nu, deci o să punem discuții. Deci, da. Când facem analiza cost-beneficiu, atunci vom ști cât ne costă lucrarea pe datorie, cât ne costă creditul, dacă l-am luat din bancă, pentru că acel om care vine cu prețurile de acum și te facturează la anul când creșterea de prețul materialului dublă. Da, eu zic să... Nu, eu zic... Plus că și asigură el o marjă de profit suficientă și s-ar putea să fie mai ieftin să ne împrumutăm un banc. Eu zic că... Dar pe proiecte de dezvoltare nu merge? Nu este acum... Nu am încercat să depun și pe fonduri europene, dar nu a fost. Nici o măsură de finanțare deschisă. Nu este deschisă niciodată de finanțare. Și mai țin pe oamenii încă pe ea. Alte comune au făcut proiect pentru asfaltare, noi am făcut proiect pentru apă și canalizare. Deci noi am luat-o în altă etapă. Păi cel mai bine să găsim la bancă să ne ajute. Dar haideți să facem un calcul. Da. Asta am spus. Să facem un calcul. Cum ne-ar ajunge mai ieftin, așa, sau invers. Și de-aia am zis, inițial mai ieftin, deci făcut un proiect. Te-ai făcut o indicare topoșă. Făcut un proiect pentru cât vine stratul de nivelare și cu stratul de uzură care trebuie turnat. Și vedem care sunt costurile. Dacă e să facem lucrarea... O facem? Prin atribuiri, prin licitații, dacă vine cineva să o facă la costurile de anul ăsta, fără să luăm bani de la bancă, să o facă la costul, să primească banii la anul, sau să luăm bani de la bancă, să o facem. Trebuie făcut.
E făcut, trebuie făcut. Exact asta vă spun și la mine acasă. Dacă eu am nevoie astăzi de frigider, nu am bani, mă duc și leu urată și trebuie să-l spun în casă. Că asta e toată. Așa și asfaltul. Oamenii mă au de suferit dacă să facem la anul lucrarea asta pe bugetul local. Nu e vorba de electoral. Cum facem împreună. Vedeți, filmați, suntem cu toții, cu toții vă stăm, dacă facem sau nu. Nu mai e treabă electorală, deci nu sunt mai curate. Eu mă înțeleg, de-aia m-am și gândit la... Sunt comunii care au accesat tipul ăsta din proiecte, sunt investitori care au avut bani și decât să-i țin în bancă. Eu investit în asemenea lucrări, ca să ții banii la bancă, plătești niște bani. Depinde cum vă spus, dacă... Eu am văzut că sunt comunii care au realizat așa ceva. Dom'le, puteți să o dați și electoral, cum am faceți? Eu, după ce raportul de acces de acord, simțesul, un tip de... Deci oamenii chiar nu mai pot circula pe acele drumuri. E grav. Întâi trebuie analizat cum trebuie să facă și pe urmă. Că un proiect, în primă fază, făcut un proiect ca să știm costul de când ne ajunge și dacă putem să angajăm exact cum a zis doamna Apostol, cheltuiala pentru bugetul anului viitor. Domnul Apostol știe mai bine cum i-ar trebui. Nu numai asta, toți știm exact ce avem de făcut. Faptul că și dânsul are și o experiență de organ de administrație, dar legislația s-a schimbat cu mult față de cum era și în urmă. Deci, an la an se actualizează legislația, nu mai e aceeași legislație. Eu, față din 2016, când am venit la primărie, erau anumite legi care sunt și în ziua de astăzi, dar sunt multe legi care s-au schimbat, s-au actualizat. Dar bine, eu vă spun că dacă sunteți de acord, eu pot să funcționez. De acord, și dăm lumea treabă. Mulțumesc, domnul Ilie, mai ales domnul Ilie. Mulțumesc. Ce rugăm, hai să facem ceva, să adunăm gunoiul ăla. Care am vorbit, mă, de eu. Pe când am venit acolo. Și l-a strâns-o, dar pe el acolo, cât are? Două, trei săptămâni de când a strâns băiat acolo. În spate de cimitir. Nu știu că te-am sunat atunci când... Costel? Da, m-am sunat și e clar să legătura cu băieții, cu poliția locală, la fel identificați ce putem noi să strângem, care l-a strâns, la fel cum am procedat așa, s-a făcut curățenii imediat. Hai să găsim o soluție la școală, la Bereș, pentru parcarea aia. Nu poți să intri cu ăsta, am zis noi că să intri în curte, iese cu spatele. Nici n-ai voie să ieși din curte cu spatele. Adică e simplu, ați văzut cine cu spatele bordurile și pune în piatră? Acum să punem și asfalt sau pavelea ceva. Acolo trebuie șanțul ăla provocată de fier, soldat și să rezolvă treaba. Adică să facem un grilaj deasupra la șanțul ăla și poți să faci parcare până în gata. Cu mâine asta ați spus ca. Păi vezi? Cu la dispensat. Chiar e șanț. Chiar e foarte bună carosat de trebuie acolo. Trebuie investiți în așa. Unde? La Benești? De ce? Nu s-a referit. Aș tu șanțul, cum faci? N-am spus să faci un grătar. Un grătar. Un grătar. Asta e bani. Asta e pentru fiecare chestie. 30.000 de lei. 30.000 de lei. Da, Melu, dar se face totul prin discuții bugetare. Trebuie să ai ceva. Vorbim de legalitate. Mai trebuie la Bereș de acolo. Dar ia-ți la Bereș, dar la Pâncești. Să facă ne permite. Nu, rămânitor la ei, da? O perioadă de urmări, doar ei puțin. La Bereș. Asfaltul cu moduri, nu, să putem scoate moduri de acolo să facem. Că n-au regimul de afir. Nu, BND-ul nu are de ce. Dar ai zis să știi pe ce sunt moturile alea, sunt puse constructiv acolo. Deci ca să nu mai se ducă materialul ăla în lateral și era un consum în plus, au preferat să pună borduri. Deci ăla nu e cu proiect acolo, n-au nicio treabă. BND-ul nu are treabă cu expo. N-au treabă. N-au treabă. Deci ai înțeles care-i meșteria. Deci el a pus aici suprafața de 7 metri. Dacă punea fără borduri, se ducea la 6 metri 20. S-a făcut numai atunci când s-a dat la plată factura. Atât. După aia nu te mai controlează. Corect. Bine, care o perioadă de garanție a lucrării? Aia e altceva. Aia e altceva. Nu e afir, ca să se urmărească să monitorizeze de 5 ani. Nu, dar, de exemplu, la mine, eu am vorbit atunci, acolo am sunat pe domnul Răuță și mi-a lăsat mai jos și a găsit mișto la mine. Nu mi-a niciun fel de problemă acolo. Eu chiar nici nu vreau să le dau deoparte acolo. Da, o să... Nu, e, mai am mai să am avut reședință. Vedeți cine vrea să mai... Vă domnul Costea, dar dacă mai aveți nimic, domnul Iosif? Despre ceea ce vreau eu să vorbesc este șoseaua asta care este județeană, drept. Dar intervenția a fost făcută de către noi atunci când a fost necesar la apă, știți? Și când s-a scut stat. Au rămas locurile acelea
Da. Și s-a lăsat și pământul cu asfalt. Trebuie turnată din nou asfalt. Nu a ciment asfalt. Asfalt. Trebuie făcut ceva în locul de ziua. Da. Nu se mai zice, nu se tot pretinde noaptea acolo. Da. Și acum am văzut că ați zis că am văzut că la porc. Ia și a făcut de... Gata, ai plecat? Care rezolvată problema. Și la Valea Napului, acolo unde de acum s-a cam tasat pământul. De acum apoi. Da, se poate rezolva. Mulțumim, domnul Costea. Dacă dintre colegii consilieri, domnul Ana? Da, mai multe puncte, eu nu vreau să vă rețin mult atenția, dar am rugămintea la domnul consilier cu atribuții de viceprimar. Așa. Să-și aduc aminte că în urmă cu 8-9 luni de zile l-am rugat și apoi am repetat de mai multe ori că pe față apa care vine de pe o stradă ajunge o ia la vale și intră în curțile oamenilor, inclusiv în casele oamenilor. Și l-am rugat să facă un șanț la curbă și nu l-a făcut. Cam câți ani trebuie să așteptăm, domnul viceprimar? Vă rog frumos, la consilier cu atribuții. Deci eu am spus că o să o fac, că o să o fac, dar nu pot să dau un termen, pentru că sunt atâtea lucrări. Dacă, de exemplu, în ultimele două săptămâni s-au spart trei conducte cu apă care curge non-stop, pot să las acolo treaba și să mă duc în altă parte? E vorba de un șans de 5 metri. De acord, dar eu te mai întreb, ți-au vă mai întreb o dată. Pot lăsa apă să curge și să mă duc acolo? Deci este în atenție, mi-am promis. Că-l fac, dar nu pot să dau, zic, mâini. N-am cum. Dar problema cu conductele nu rezolvă serviciul ăsta nou care l-am... Da, apie și izvoare. Ar fi bine să le rezolvă, dar e mai greu. No. Atunci, mai ce-i mai ține? Păi nu, domnule. Eu zic că e bine să vă desprindeți de aceste chestii, exact și despre din mama din copilul lui la 18 ani. Nu, aia să fie vitrici. Gata, frate, au director acolo, au șef serviciu. La utilaje, domnule. Râgleți. Domnule, dar n-am discutat despre utilaje. Vin, închiriază. Bulba nu le-a dat, vitaja nu le-a dat-o, cu ce să lucrezi? De oricum ce vitaje, șase pe care. Da, trebuie să-i facturați, nu? Iar vorbim despre... Reiterez solicitarea colegului de a umple acele traversări pe față sau formare de șanță. Da, s-a ameliorat un pic, dar facem din nou. Am văzut că ați afișat pe site-ul primăriei lista proiectelor finalizate în anul 2023. Și principala critică care mi s-a adus, că nu vorbește despre realizări și critic prea mult conducere. Cu lucrări. Da, spuneți, domnul, lista este aici, disponibilă și pe site-ul primăriei. Spuneți-mi, vă rog, la punctul 15. Sistem de încălzire la dispensar Pâncești, investiție suportată anul trecut din bugetul local. Văd aici stadiu finalizat. 446.000 de lei, echivalent la 90.000 de euro, în realitate a costat 8.775 de euro. Ce e asta? Ce e realitatea? Încălzirea de la dispensar. Sumele, ziceți. Sumele. Pe ultimul punct, a spus că a costat 90.000 de euro. Ce? Lucrarea de la dispensar de la Pâncești. E pe site-ul oficial al primăriei s-a spus. Poate confundat euro cu lei. Dar dacă dumneavoastră ați asistat-o, știu, poate ăsta e mort și poate l-ați modificat, iar la publicitate. Am filmat ecranul ca să am dovadă. O modificat Ana la toată lumea? Ia uitați-vă în telefon. Când dumneavoastră la fel. Nu pot, că și eu nu sunt online ca dumneavoastră, dar nu mă urmăi telefon. Ce părere aveți, domnul? Întrebați, doamna președinte. S-ar putea să fie. Să vă zbateți și satul dumneavoastră. Da, eu știu că la proces a fost cădură. Eu am văzut. Eu am acolo când s-a adormat și vedeți, au fost aia. Era de la dumneavoastră. Nu consider toate. Vreau de aia ce pare. Și sumele care s-au cheltuit pentru dispensar, pentru școală, pentru... Trebuie să-mi băgăm pe toată lumea, ziceți. 46.000? Da. Nu-s 46, e 46. Ia, să vedem ce e 1-1 la final. Da, e un 4 plus în plus.
La buget aveți 50.000 pentru asta. Da, când ați studiat bugetul, ați văzut că doar 50.000. Și n-ai cum să plătești dacă ai o execuție bugetară de 50.000. N-ai cum să dai 500.000. Da, dar ideea e că s-a adăugat la data. S-a făcut un calcul automat eficient și ajungem undeva la 2 milioane de euro. Am văzut. Dar asta nu înseamnă că dumneavoastră care ați participat la construirea bugetului și ați văzut pentru această încălzire s-a prevăzut 50.000. Ai cum să dai 490.000. Sunt bani așa pe hrăbie, da. Haideți să asfaltăm dacă sunt bani. E o greșeală. Asta vreau să spun. Dacă se rezolvă. Da, e o greșeală, e un 4 în plus, așa. Mulțumesc. Cu plăcere. Dacă nu mai sunt întrebări din partea domnului consilier, dăm cuvântul domnul David și apoi ceilalți de acolo. Domnul primar, v-ați lăudat de 2 ani de zile, că tot îi băgați apa pe alelilor. Că trebuia băgată înainte de s-a asfaltat. Dar asta așa a fost greșeala. Când ne ajutați? Noi am prins banii acolo, nu? Am prins banii acolo? Da. Hai să ne apucăm, cât orice... Lucrează acum dacă... Se poate lucra. Nu, merge pe stânga acolo, nu e problemă, nu... Nu dărâmăm asfaltul, nimic. Da. Mai să avem chef de treabă. Sigur, o rezolvă. Asta e un beton, acostament. Pentru ce să tăi? Păi ziceți că prin aerul acolo, până în gara, pe stânga. Nu, dar acolo e sub pământ, forăm. A, în loc să pun... Da. Acolo discutăm la fața locului, că ai de ideea. Una e damasă, alta e interior. Facem o proiecție la acolo. Păi facem, nu. Numai să avem timp de treabă. Avem. Să nu ne prindă iarna, ia. Domn primar, nu luați cu proiectul. Înseamnă că ne prinde și aici. Acolo e un capăt scurt. Nu se înseamnă că ne prinde și aici. Un capăt de țeapă de apă. Da, Dumnezeu știe. Ăla-i mare. Și popor. Da. Ce pot dispensa vă ăsta? Eu nu știu de ce nu s-a învelit până acum. De atâția ani de zile. Ai! Nu fost la locul 8 ani m-ați învelit. Nu, cu dumneavoastră discut. Dumneavoastră sunteți la putere. Am întreabă cu domnul apostol. Și v-ați uitat în oglindă? Asta se întrebarea? Da. Da, domnul Sfântul. Lăsăm pe domnul apostol. Domnul meu. Sunt multe de făcut în domnul. Păi știu, dar de face... Vă spun eu, aia e o urgență la discriminare. Și vă spune, dar de ce n-ai făcut aia și atunci? Păi că am avut posibilități, n-ai făcut. Nu, dar de luăm, acolo este aparatură medicală, sunt oameni bătrâni, merg acolo, sănătatea omului. Omul, dacă nu-i sănătos, nu poate lucra, nu poate mânca, nu se odihnește. Asta e principalul. Asta e principalul. Le ia și acel ce fac. Domnul David, așa e, să aveți dreptate. Păi, dar ce fac întâi? Văruiesc casa și filmul o acoperi? Dar acum e comisie, bine că se va înveli. Și dumneavoastră circulați pe stradă. Dar am văzut și am zis că sunteți când am văzut. Da, dar nu-mi place între ierarhie aia cu gropii acolo. S-a delagat zumetan pentru că s-au pus, s-a mai spart un pic, dar am să... Și de ce nu a adus piatră? O să vină firma să fie tot. Și am zis, să știți că și eu sunt, dar vedeți că, da. Pateți la masă, nu stați așa, nu trageți din timp ca la fotba. Schinimi dorește, Bereștiul la fel, domnul Ana vrea pe față, nu mai zice că vrea pe dos și așa mai departe. Nu trebuie toți, că sunt bătrânii, când mergeți la biserică, vedeți bătrânii, o luăm și cu bețele, cum duce cârja și cum îi groapa ca din nas. O să notăm, domnul Vici, notați acolo niște teatră la, da, unde au fost canalizat săpăturile pentru gasometan. Sper că de Paștea am apă, nu? Domn primar. Paștele în Cailor sau? Nu mai e domn primar, Paștele. Paștele noastră. Ce spacu pe... Veniți la fiecare ședință. Îl aduceți pe domnul Constantin, el e cu săpatul, oare eu plecat în Afganistan? Haideți să mă plecați la subiect, că am glumit, să ne opresc. Dacă nu m-aveți glumit, dăm cuvântul domnul la căsuță că ne așteaptă. Mă ajutați până din Paști, nu? Sperăm, dacă ne permite... Paștele asta. Posibilitatea, nu avem posibilitatea să plătim. Păi așa posibilitate niciodată nu o să fie. Dacă v-am spus că eu am prins bani acolo să fac. E bine. Da, să spunem și noi să fie, îți faci. Da, vă mulțumesc. Da, Eu nu mai aștept că mă place să aștept că am zis că
tot ce avem probleme aici în comună să ascult. Și am NGO-ul nostru să schimba statutul. Am fost să ocupăm cu refugiați, migranți, protecția copilului, familiei, bătrân, ceva mai complicat. Dar și nu mai aveau niciun răspuns din partea Consiliului Local la petiție pe care am făcut. Mulțumesc, acceptați. Da. Mersi mult. Altcineva? Cred că domnul Ureanu doriți ceva? Da. Credeam că după 4-3 că ajuns la asfaltările din 2008 făcute de Umbrărescu. Făcute de Mântuială, bineînțeles, la care primăria au plătit vreo 180 de miliarde. Și domnul primar spunea, domnul Vici a fost în centrul caz primar, că să angajez un credit. Am înțeles, vreau un credit pentru asfaltare și să plătim la anul dublu, triplu, o vedeam. Din cât știu eu, domnul Brărescu a ajuns în instanță, la DNA. Au fost invitați mai mulți de la primăria Sascut și s-a ajuns, instanța a dat verdictul că e depășit termenul și nu se întâmplă nimic. Și într-adevăr nu s-a întâmplat nimic, deși au fost cheltuit 180 de miliarde. S-au dus pe apa sânii. Bun. Eu v-am spus ca și aspect ca să facă cineva asfaltul și să-l plătiți pentru la anul. Dar nu-i ce trebuie. Alt aspect. S-a discutat despre acoperișele la Căminul Berești, Școala Berești și Primăria Sascut. Din documentația existentă, nu iese vreo 300 de metri de tavă. Unde, cum, nu este treaba mea. Dar cineva competent o să investigheze și treaba asta. Referitor pentru acoperișul la Pâncești, că să vină aceeași firmă, rapid, cei mai îndemnoși, cei mai... Nu, dar afirmațiile astea, domnul Ureanu, ce bază ne faceți? Că nu știu. Eu v-am spus că așa aspect în ședința Consiliului Local. Nu, voastră aveți contatul, aveți firmă, aveți tot. Nu este 300 de metri. Dacă este conform cu realitatea... Dar nu puteți să dezinformați, știți să dezinformați. Dar nu dezinformați. Sunt procese verbale de... Sunt. Da, din câte am observat în ședințele de Consiliul Local, la rubrica diversii, vin nenumărați oameni și secretarul comunii are obligația să treacă în documentație ce problemă ridică omul respectiv. La ședința următoare trebuia dus un răspuns. La ședința trecută au fost oameni care au ridicat problema filmării. Ce contract este? Ce sumă? Da, la ședința viitoare apărim, vedem, nimic. Nimic. Din ce a spus oamenii, cu apa, cu țeava, la Valea Nacului, cu asta. Nimic nu apare. Lasă-mi merge și așa. Eu nu-s prima oară venit aici în ședință. Am venit, m-a scos cu jandarmii la început. Pentru că ce filmez eu? De, era domnul Răuț, n-ai voie să ne filmezi. Ești afară, ce mai jandarmi. Între timp văd că s-a mai evoluat și e mai democratică treaba. Și încet, încet, lucrurile o să intre în normal. Dar vă rog foarte frumos să spuneți mai mult adevăr în ședințele astea de Consiliu. Nu numai pe sub masă. Ca să știe și cetățenii problemele care sunt în comun. Alt aspect. S-a început lucrarea la E85, unde în final s-a ajuns la amestecarea apei fluviale de la rigolele de scurgere a drumului european, s-au amestecat cu apa menajeră și ajunge în stația de furare. Asta e finalul la lucrarea respectivă. Am solicitat avizul. Cine a început lucrarea, în ce fel, ce plan este, ce... Nu, domnule, nu dăm, nu, dar ce te interesează? Ce, este ești autorizat? Bine, domnule, dacă nu este, nu este. Nu prezentați, nu prezentați. Faceți cum vreți, că așa... consideră fiecare, după bunul plac. Eu am adus în discuții, în ședința de Consiliu, aș mai avea un aspect, care este următorul. Primăria Sascut, în jurul anului 2012, a beneficiat de autospecială de pompieri, în jur la 100.000 de euro, care este și actualmente în dotarea primăriei Sascut. De ce este această autospecială blocată în pichetul Sascut și oamenii le ard casele și nu ajunge apă? Trebuie la ultimul incendiu la
Pățești, n-am avut un sirom repede de apă, am solicitat de la Bacău 9 tone de apă, am venit cu 9 tone de apă de la Bacău ca să stingem casa la femeia respectivă, la mama lui Tine. Și autospeciala noastră stă bine mersi în pichet. Eu am mai adus aspectul ăsta în discuția Consiliului Local, nu s-a luat nicio măsură. De ce și cum să cheltui banii, să nu înțeleg care este procedura, dar oricum este blocată acolo. Nu mai zic că nu are asigurare, nu mai zic că s-au făcut o mulțime de cheltuieli pe pichetul respectiv și pe autospecială și nu sunt transparente cheltuielile respective. Dar nu avem hidranții aici în urmă, de ce n-ați luat de hidranții? Nu, nu avem. Nu am avut, da. Am solicitat că acolo este o limită, o marjă de limită, cel mult o jumătate de oră, cantitatea de apă trebuie să fie disponibilă pompierilor. Nu aveam termen. Nu putea să plece da, dar nu putea să plece autospeciala din dispozitivul de stingere, să ducă la CAP-ul, să alimenteze și să revină înapoi. Că nu se procedează așa. Și-o trebuie să solicite încă 9 tone de apă rapid de la Bacău și a venit cu încă 9 tone de apă și a suplimentat de plină. Deși autospeciala noastră stă în garaj. Autospeciala voastră că are 10 tone de apă, am înțeles. E mai performantă decât a noastră. Ei, capacitate mare intervenții. Și într-adevăr avea apă, dar au fost la limite. Și ei au trebuit să-și mai asigure un volum de apă. Asta înseamnă că nu s-a oprit, nu s-a asistat... Păi nu s-a asistat, că au venit de la Bacău. Ce s-a scusat cum a fost? Dar s-a scusat, a luat foc și oamenii erau voluntari, erau proprietarul, dar nu au făcut ce se întâmplă. Robinetul era închis, nu era în program. Mulțumim. Nu există. Nu. Am avut foarte puțin, am înțeles că nu există așa de strigări. Autospecialele de aici, de la Pichet, permanent sunt pline. Declară chestia și de mașina de astăzi. Nu există.